Vă dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Alin și în fiecare săptămână încerc să postez cât mai multe lecții despre WordPress, WooCommerce, marketing afiliat, SEO și tot ce înseamnă în mediu online pentru WordPress. În această lecție vreau să vă prezint modulul Facturare WooCommerce. Facturare pentru persoane fizice sau persoane juridice. Este un modul dezvoltat de o echipă din România. În primul rând vreau să specific lucrul ăsta și vreau să-i felicit pentru munca depusă pentru că este un modul care face o treabă extraordinar de bună. Practic colectează pentru persoane fizice detalii de, despre persoane fizice cum ar fi CNP-ul. Pentru persoane juridice se pot colecta cui, Registrul Comerțului, nume bancă, IBAN și așa mai departe. Este un modul să știți destul de cerut și de, de cei de utilizatorii, de administratorii de magazin online, pentru că este un lucru destul de important pentru magazinul online să poată să facă diferența între un, uh, o persoană fizică și o, o persoană juridică pe pagina de finalizare a unei comenzi. Ca să înțelegeți mai exact, haideți să vă arăt. Suntem pe magazinul nostru care l-am realizat împreună. Adăm, adăugăm în coș și un produs, produsul nostru de test, căruia am adăugat și câteva atribute data trecută în care v-am învățat ce înseamnă taxonomy, poți ai pe În coșul de cumpărături, dacă mergem să finalizăm, pe partea de finalizare avem aici nume, prenume, nume, companie opțional, țară, regiune, stradă și adresa. Da? Deci informațiile, informațiile clasice și standard, să zic așa, de pe pagina de finalizare a unei, a unei comenzi în, în commerce Bun, acest modul, facturare o-commerce, ne dă posibilitatea să nu avem decât nume companie opțional, să selectăm între persoană fizică și persoană juridică. Haideți să-l să, haideți să instalăm. Copiem titlu, facturare UO Commerce. Mergem la module, adaugă modul. O să vedeți că e destul de simplu și destul de practic. Introducem cuvântul și acesta este modul, facturare UO Commerce. Instalăm modulul. Vedeți? Aici și explicațiile sunt tot în limba română. Aici avem și câteva imagini. S-a instalat modulul și îl activăm. După ce l-am activat, treaba ar trebui să fie foarte simplă. Deci, suntem pe pagina detalii de, de facturare. Suntem pe pagina de finalizare comandă. Aici vă dă și un mesaj, George. Acum, dacă mergem la o commerce, setări, În tabul de, de aici, de sus, avem facturare. Facem click pe facturare și o să vedeți acum că avem aici, o să avem aici mai multe taburi. General, persoană fizică, persoană juridică. Tip, selectare sau butoane radio, cum vrem să selectăm. Opțiunea implicită, care să apară prima, persoană fizică sau persoană juridică. Tip, facturare. Label, aici textul cum o să scrie. Ca să vedeți mai bine ce înseamnă fiecare lucru? Haideți să facem un refresh la pagina de finalizare. Și avem aici deja. Avem tip facturare, persoană fizică sau persoană juridică. Aici, tip. Da? Și, și opțiunea implicită este persoană fizică. Dacă lăsăm persoană fizică, avem nume, prenume, stradă, municipiu și așa mai departe. Deci informațiile clasice pentru o persoană fizică. Dacă selectăm aici persoană juridică, hop, o să vedem că ne apare nume, nume-prenume, cuiul firmei, numărul de la registrul comerțului, nume-firmă și după care adresa. To toate aceste firme, dacă mergem aici, de exemplu, la persoană juridică, le găsim aici. Persoană juridică, nume-firmă, introduceți numele firmei dumneavoastră, vizibilitatea, acest câmp este pe pagina de checkout. Puteți să, să nu mai fie afișat pe pagina de checkout dacă doriți. După care avem cui, aici label ce scrie ce scrie în interiorul, introduceți codul unic de înregistrare sau placeholder să zic așa în limba engleză, mai exact. După care avem aici mai multe detalii, acest când de pe pagina de checkout și așa mai departe. La fel și cu, registrul, cu numărul de la Registrul Comerțului, nume bancă, dacă vreți să afișeze pe pagina de checkout sau dacă vreți să-l faceți obligatoriu. La fel și cu contul de IBAN, dacă vreți să afișeze pe pagină de checkout și dacă vreți să fie obligatoriu. După care salvăm. Bun. La fel, aceeași chestie avem și la tabul de persoană fizică. După ce completăm, după ce firma respectivă își completează toate datele cu IU, cu numărul la registrul comerțului și așa mai departe, plasează comanda și toate aceste informații apar și pe detaliile comenzii atunci când, când se lansează comanda. Haideți să vedem. Băgăm un cui, băgăm și un J, nume firmă, a dat design, adresa lăsăm așa, este doar un test, am citit termen și condiții, plasează comandă. Cuiul firmei. Deci vedeți, un lucru foarte important. Cuiul nu l-a detectat. Ele caută și cuiul. Ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Haideți să băgăm cuiul meu. 6, 1, 3, 9, 8, 4. Iată, comanda a fost detaliile noastre bancare, detalii comandă și așa mai departe. Comanda a fost realizată. Hai să vedem dacă apare comanda și la comenzi. Acum 15 secunde, în așteptare. Deci algoritmul lor folosește și baza de date de la Registrul Comerțului pentru a verifica uh, dacă cuiul este corect. Și iată, facturare. A dat design și cuiul. Da? Deci acestea apar și pe datele și pe pagina de, de comandă. Ceea ce este un lucru foarte, foarte bun, atât pentru administratorul site-ului, care îi Ușurați destul de mult munca, cât și pentru cel care vrea să cumpere uh, ceva de pe magazin online. Bun, cam asta a fost lecția. Sper că v-a fost de folos și dacă aveți întrebări, nu ezitați să le adăugați la pagina de la secțiunea de comentarii.